Bine v-am găsit la știrile TV Rădăuți, iată principalele evenimente ale acestei zile. Astăzi a avut loc o întâlnire între domnul Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, și primarii din zonă, în care s-a făcut o analiză a ce s-a realizat până acum în fiecare localitate în parte și încercarea de găsire a unor noi soluții pentru a accelera ritmul în promovarea proiectelor. Astăzi este 1 iulie, intrăm în semestru 2 al anului 2009 și intrăm într-o nouă etapă. Și eu și primarii avem deja un an de când am fost aleși de comunitățile din Suceava. Am făcut o analiză ce s-a făcut până acum în fiecare localitate în parte și dorim să schimbăm ritmul în promovarea proiectelor, să accelerăm acest ritm, atât proiecte care sunt pe bani guvernamentali, cât și pe fonduri europene. Au fost toți primarii prezenți, am trecut în revistă prioritățile fiecarei localități, blocajele. Au fost prezenți aici directori din Consiliul Județean, au fost cei de la Inspectoratul de Învățământ, de la Agenția de Mediu, de la Apele Române, pentru că sunt probleme legate de gestionarea deșeurilor, de reparații și construcții de școli, grădinițe, proiecte legate de regularizarea râului Suceava. Și sunt o serie de concluzii pe care eu le-am tras. Săptămâna viitoare am convocat conducerea Apelor Române pe Moldova să discutăm despre regularizarea râului Suceava și a afluenților, pentru că e mare pericol de inundație aici, la prima ploaie. Am discutat despre nevoia de fonduri pentru cofinanțări, proiecte pentru toate localitățile, în special măsura 3.2.2 pe dezvoltare rurală, care trebuie accelerată, este termenul 31 iulie în acest an. Dăm drumul la o măsură pe programul transfrontalier cu Ucraina și Republica Moldova și foarte multe localități pot beneficia de fonduri. Interesul este să modernizăm drumurile spre Brodina-Ulma, Frătăuți și alte zone în frontiera cu Ucraina. Și sigur că primarii au ridicat o serie de probleme, de nemulțumiri în ceea ce privește banii, în ceea ce privește relația cu anumite autorități, iar eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean, trebuie să intermediez și să deblochez aceste lucruri. De aici plec la Câmpul Lung, unde am întâlnire cu zona Câmpul Lung-Vatra Dornei și voi avea întâlniri cu toate zonele în următoarele zile, iar de lunea viitoare voi merge în fiecare localitate din județ, la fața locului, să văd ce fac primarii, ce proiecte au și să încerc să impulsionez să meargă lucrurile mai repede. Ați menționat de blocaje. Există blocaje la nivelul municipiului Rădăuți în ceea ce privește derularea proiectelor? Am mai vorbit de multe ori despre acest lucru. Am chemat și pe cei de la SECE comunale de aici ca să discutăm problema gestionării deșeurilor. În ultima perioadă văd că cei de la Consiliul Local, consilierii, au înțeles urgența și au votat ceea ce noi le-am solicitat de la Consiliul Județean, mă refer la asociere și pentru apă, canal și pentru deșeuri. Îmi doresc o mai mare stabilitate aici la Consiliul Local Rădăuți, pentru că e vorba de proiecte în folosul comunităților. Rădăuțul este un municipiu important pentru noi. Și aici s-au ridicat o serie de probleme de proiecte culturale, proiecte legate de infrastructură, șoseaua de centură, drumul care merge și podul care trebuie reparat spre Frătăuți și multe alte proiecte. Și rolul nostru este să le deblocăm, dar dorim mai multă înțelegere de la Consiliul Local și cred că în ultima perioadă s-a îmbunătățit atitudinea dumnealor aici. Vă rog să numiți ultima întrebare. Vă rog să numiți trei priorități, rezultate în urma discuției de astăzi în ceea ce privește municipiul Rădăuți. Cred că este vorba de reparații la stația de pompe pentru apă în orașul Rădăuți. De fiecare dată când avem probleme cu inundațiile și ploile, sunt probleme cu apa. Este una din urgențe. O urgență pentru Rădăuți este cea legată de infrastructură. Au încă nevoie de modernizat drumuri la periferie, nu sunt grozave drumurile și, evident, e vorba de gestionarea deșeurilor aici, o problemă foarte importantă care va trebui să o rezolvăm. Am enumerat deja trei, dar sunt și alte proiecte și am văzut aici, e vorba de spital, modernizarea ambulatoriului de la spital, un proiect pe care primarul l-a depus la Agenția Nord-Est, șoseaua de centură pentru a scoate traficul greu. Deci 5 v-am enumerat, dar sunt și alte. Domnul președinte, astăzi a fost la întâlnire cu toți primarii din zona municipiului Rădăuți, a punctat proiectele europene, printre care și Rădăuțul avem câteva proiecte în curs de realizat.
I-am semnalat podul de la Frătăuț, care e la limita proprietății Consiliului Județean și ne-a promis că o să-l realizeze în acest an. În rest, totul e bine, zic eu. Într-un an de criză, într-un an când nu sunt bani, totuși domnul președinte se interesează, s-a interesat și a luat pe fiecare primar în parte. Este o rugăminte, să zicem așa, fiecare localitate trebuie să aibă un program european. A făcut cumva o promisiune pentru fiecare primar în parte din localitate că va ajuta sau nu, va încerca totuși? Sunt foarte multe proiecte care se derulează în comun cu Consiliul Județean. Sprijinul aici o să vină, o să pună echipa din Consiliul Județean de la programe și proiecte să sprijine fiecare localitate în derularea acestor proiecte. Am văzut că a venit și domnul Tatar, până la urmă a fost chemat și dumnealui, a primit și el niște mici cerințe, da, pentru că colaborarea cu primăria este cam dificilă. Da, l-a solicitat pe domnul Tătar să vină la această întâlnire, întrucât s-a ridicat problema gropii de gunoi din municipiul Rădăuț. Avem o înștiințare că la 16 iulie groapa de gunoi din municipiu se va închide. Știm cu toții că comunele din jur aduc gunoi în municipiul Rădăuț. Acum să cere și o să cerem o prelungire a acestui program până la 1 iunie, până la 1 ianuarie 2010, din cauza că ne-a luat cam pe nepregătite și o să fie niște costuri foarte mari de a transporta acest gunoi din Rădăuț la Botoșani. S-a discutat să-l ducem la Botoșani. Și atunci o să cerem o prelungire până la 1 ianuarie 2010, ca să fie groapa de gunoi în